Bogdan, mai ai vreo o plancată ceva? Da, mai am asta. Nu vreau să vorbesc, nu. Ați avut probleme, măcar? Da. Mi s-a făcut dreptate? Sunt personale probleme. Nu doresc să vorbesc. Ne puteți spune și nouă care e motivul pentru care v-ați adunat astăzi? Că avem copii. Și să se facă ceva, să se facă dreptate. Că mergem la urgențe și nici nu ne bagă în seamă. Stăm cu copiii pe holuri. Din cauza asta. S-a întâmplat, cred că, de mai multe ori. Da, am fost de mai multe ori la urgențe cu copila și din fericire nu au fost lucruri grave, dar să sperăm că nu se mai ajunge la așa ceva. Despre cazurile recente, ce ne puteți spune? Cum? Nu știu. Nu cred că se poate întâmpla așa ceva la noi, totuși sunt niște copii. Nu știu. Toți ar trebui să ia măsură. Motivul pentru care v-ați alăturat? Motivul e pentru soțul meu. Anul trecut, deci pe 15 ianuarie, am venit cu el la urgență, cu durere de în piept, transpirație, și m-au trimis cu el la ORL. Acolo i s-a făcut o analiză, am coborât jos cu el, dar după câteva ore bune, la urmă a spus că să mai fac o analiză, iar a mai stat. Când m-am dus să-i cer analiza, doamna a mâncat covriș și nici nu-i interesa. Nici nu-i interesa că nu mai putea de dureri. Cu diabet, nemâncat, până la ora aceea. La urmă mi-a dat să-i mai fac încă o analiză. La părțile moi a spus că să viu cu el aici, la SAMED. Am venit, din nefericire, medic nu mai era. Și am plecat acasă, pentru a doua zi, cum ar deveni pe 16 ianuarie. Am venit la ora 2 cu el. L-a consultat și doamna de acolo, care a fost de servici, a spus nu are dragă nimica, are ca o pietricică pe vasul de sânge, dar zice să mănânce lămâie. Am plecat în spital ca să-mi citească analiza. S-a uitat o doamnă doctoră, că nu era doamna doctor Davidescu, așa, și mi-a zis vino mâine, cum ar deveni astăzi pe 17. M-am dus. Dar omul meu deja era mort la morgă. Dimineața, azi noapte i-a venit rău, am plecat cu el la urgență, cu salvarea. Pe 16 noaptea, deci la 1.36, spre 17, cum ar deveni 17. A venit la urgență cu salvarea, salvarea a venit foarte repede, n-a venit ca să vie cu oxigen sau ceva. A venit pe picioarele lui pur și simplu, a intrat înăuntru pe picioarele lui. Dimineața la ora 6, cum să vine, să viu cu mâncare, cu pijama, cu... Dimineața l-am găsit la morgă. Pe 17, astăzi, făcu un an. Ce măsuri credeți că ar trebui să se ia? Măsura ar fi să nu mai fie... Eu nu cer nimica pentru moartea soțului meu, dar să se ia în considerare, indiferent că e sărac, că e bogat, că e om de rând, om după stradă, e om. La urma urmei, e om. În care au fost pentru copii. E rău, e greu. Pe timpul lui Ceaușescu nu s-a auzat așa ceva. Nu s-a auzat, poate nu era filmat, nu era televizat, nu era, dar nu era așa. Aveam copiii, duceam la medicul de familie, li se dădea tratament pe rețete, pe astea. Acum dacă nu ai bani, mori. Dacă nu ai bani, pur și simplu nu se uită la tine nimeni. Credeți că, eu știu, retragerea dreptului de a profesa e o măsură? A, nu, pentru asta nu-i cer medicului care a fost de gardă în noaptea să-i dea Dumnezeu durerea de care o am eu. Atât. Ce a putut să facă pentru el?
am făcut plângere la Colegiul Medicilor și mi-a trimis exact cum ar fi. A fost consultat, pur și simplu, a fost consultat, atât. Dar ce medic, cum și în ce... Putea să-mi răspundă la telefon când am început să sun după el. Avea bani, avea card de sănătate, avea cardul. Putea să-l ducă, să plece cu el undeva. Dacă pleca cu el, ar fi murit pe drum, atunci era, a încercat, pur și simplu a încercat cu el. Dar n-a făcut nimic. N-a făcut absolut nimic. Așa asta mă doare. Am îmbolnăvit copiii. Nepoții care au făcut atac de... Dar în urmă, cum mai mulți? Ziua, ne scuzați că vă deranjăm. Care e motivul pentru care v-ați alăturat la protest? Să fim alături de familia îndurerată. Că ni se poate întâmpla oricui, mai ales că avem copii mici. Nu știu, așa ceva e strigător la cer. V-ați confrunta cu asemenea situație să vă duceți în urgență? Mai avem un copilaj mai mare de 10 ani. A făcut doar mici chestii. Am fost doar de urgență, dar nu am pățit nimic. A fost tot ok. Despre ultimele cazuri petrecute? Nu știu. O eroare, altfel nu-mi dau seama, nu știu. Trebuia să fie mult mai atenți cu un bebeluș, că nu... Un copil plăpând, un copil care trebuie multă atenție, nu ai de unde să știi ce are să îl tratezi așa, cum a fost tratat. Ce ne puteți spune? Care e motivul pentru care v-ați alăturat? Cum a spus și prietena mea, același motiv, neposarea medicilor, efectiv stau și lasă tot în voia sorții sau dezinteres din partea medicilor. Credeți că ar trebui să se ia ceva măsuri? Degeaba se ia măsuri, că revin, se molipsez repede de la... Exact, exact. Credeți că poate luarea dreptului de a mai profesa? Consider că trebuie să se ia o măsură în acest caz, în condițiile în care este o viață și un suflet. Cred că și medicii au la rândul lor copii și cred că ar fi prea mult să piardă unul din ei. Ca și noi, ca și mine, ca și noastră, probabil, care avem copii. Este dureros, părerea mea. Da, cu o nepăsare cu o nepăsare a medicilor, da, ne-am confruntat, dar... atâta timp cât există privat și sunt mult mai, am ajuns în Turcia, la o clinică privată pentru a trata diferite afecțiuni, zic că na, totul e în zadar, să zic, la Râmnicu Vâlcea. În regulă. Spune care e fost inuzit. Ceea ce se întâmplă în Spitalul Județean Vâlcea e ceva de nedescris. Zi de zi apar cazuri, zi de zi apar persoane nemulțumite și nu vreau să generalizez. Sunt și doctor bun la Râmnicu Vâlcea. Dar cei care
secret stăpân pe saloanele respective, pe cabinetele respective, ar trebui să se uite puțin și la omul de jos. Să nu ia ca pe o problemă personală și să-și dea silința să facă omul ăla să-l facă bine. Omul nu se duce acolo de drag. Am văzut în interviu al domnului director Ponoran, care efectiv dânsul n-am ce să le fac. Ca director, ca manager de spital, păi ori ești manager, ori ești doctor, ori faci gărzi, ori faci operații, alegeți una din trei, din patru. Pe toate nu poți să le faci bine. Noi nu vrem nu cerem în mod special demisia directorului, noi cerem să se facă dreptate în cele două cazuri, ale fetiței și ale lui Aian, și conducerea spitalului, corpul de control de la Ministerul Sănătății, care va veni la Vâlcea, sperăm să vină, că tot ne spune că va trimite, sperăm să ia deciziile cele mai corecte. Acum nu mai este vorba de un om în vârstă, sunt două cazuri de copii. Copii nevinovați, copii care s-au dus cu o anumită boală și au fost nevoiți să fugă cu ei la București, cu alte boli, ajungând acolo cu alte boli, cu alte probleme. Despre activitatea Colegiului Medicilor? Ce să vă spun? Adică este instituția care Știți cum este, la nivel local, comisiile astea sunt făcute tot dintre ei. Și nu pot să-i fac eu rău lui prietenul meu, că de, e prietenul meu. Retragerea dreptului de a putea să Da. Și chiar am să vorbesc și cu colegii mei care am organizat acest protest. Medicii care au greșit în cazul celor doi copii să nu mai văd dreptul să mai profeseze. Pentru că am înțeles că n-ar fi prima dată. Au antecedente. Așa am înțeles. Acum vă spun ce am auzit. Că este adevărat sau că nu este adevărat, asta este altceva. Vis-a-vis de cei doi copii, eu cred că nu ar mai trebui să mai profeseze meseria asta. Și de ce? Și chiar vă rog să mergeți în spital, să vedeți câtă indiferență, câtă indolență, câtă nesimțire din partea asistentelor, infirmierelor. Efectiv, parcă te duci pe pământul lor și vezi, Doamnele, cer ceva. Deci nu e posibil așa ceva. În anul 2018, România, membră Uniunea Europeană, președinția Uniunii Europene, preluată din ianuarie, și să întâmpine asemenea probleme într-un spital, mi se pare ceva de nedescris. Eu am lucrat foarte mult în străinătate. Vreau să vă spun că este total diferit sistemul de sănătate din România față de cel din afară. Și aici nu mă refer la dotări, și modul de exprimare al medicilor de acolo. Soția mea a avut un accident de muncă în Germania. Vreau să vă spun că i s-au făcut analize de la A la Z, inclusiv ginecologice, ca să vadă dacă într-adevăr coasta e ruptă și dacă soția mea este însărcinată, să știe ce anume să-i facă. Deci nu e posibil așa ceva și ăsta este un început, ăsta este un lucru mic, să zic. Sunt lucruri mult mai grave în țara asta care nu merg. Și nu vreau să... Popescu Gabriel, organizator. Cu plăcere.